ziua, Gina, bine ai venit la Timișoara. Bine v-am găsit și o să mai revin cu mare drag aici, că m-am simțit extraordinar. Ne bucurăm foarte mult. Da, și eu mă bucur că am venit în sânul vostru. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Da, și să nu uităm de adevărata Gina Bradea, da? Care nu e cu noi aici, dar e cu noi totuși. Da, Ionuț. Da, șef Ionuț Mangu, adevărata Gina Bradea. De ce școala ta este diferită de alte școli de bucătari? Lumea e plină de școli de bucătari. Da, sunt foarte multe școli de bucătari, așa cum spui. Și fiecare e diferită în felul ei. Fiecare are ceva în plus, fiecare vine și pune suflet mai mult sau mai puțin. De ce școala ta este diferită de alte școli de bucătari? În primul rând, să fie clar de la început, ceea ce fac cu pasiune. Nu mă uit la ceas în timpul cursurilor niciodată. Din contra, mă uit la ceas doar când trebuie să încep. După care, pentru mine nu mai există timp calculat pentru desfășurarea orelor. De ce școala noastră, școala mea, este diferită? Pentru că Academy Cooking School, creat, așa cum am spus, din pasiune, este o școală care se prezintă cursantului sau studentului cu foarte multe workshop-uri, în care toate aceste workshop-uri se desfășoară cu materie primă. Noi tot ce gătim la curs trebuie să împreună să degustăm, să înțelegem modalitatea corectă de gătire între clasicul și corectul, clasicul poate incorrect, corectul așa cum trebuie făcut, așa cum trebuie montat, așa cum trebuie servit. Are posibilitatea acest cursant să se bucure de toate aromele minunate pe care le poate obține pe cale naturală, prin procedee de lucru foarte clare și pe care le poate învăța, astfel încât mâncarea pe care o va găti, o va găti în mod natural, folosind efectiv produsele naturale, nici de cum derivate, potențiatori de gust artificial, să nu dăm niciun fel de nume, pentru că nu vreau să facem niciun fel de reclamă nimănui, nici proastă, nici bună. Astăzi am gătit împreună, am avut, după această minunată prezentare a ta în fața cursanților mei și îți mulțumesc pentru invitație, am gătit câteva preparate la care ai văzut, ai fost alături de noi și îți mulțumesc că, fiind alături de mine, sufletul tău s-a regăsit, bineînțeles, energia ta s-a regăsit în preparatele care au reușit, cum ai spus, extraordinar. Da? Nu, n-au fost bune deloc. Așa, asta este realitatea, mai ales pentru că fiul ei nu consumă niciodată legume și astăzi s-a întregut pe sine. Cred că în 10 ani am mâncat cât am mâncat astăzi. 26. Am descoperit un lucru extraordinar. Mie îmi plăcea țelina înainte, dar am descoperit că acea coajă de țelină pe care noi o aruncam este extraordinar de gustoasă. Am mâncat țelina astăzi până n-am mai putut. Și ce rețetă nu am învățat? Șnițele din? Șnițele din coajă de țelină. Șnițele din coajă de țelină. Nu e bună deloc. Să nu faceți așa ceva acasă, o să fac numai eu. E ceva de vis. Coaja aia de țelină pe care noi o aruncăm. Bun, noi nu recomandăm să faceți aceste lucruri acasă. Special pentru cei care lucrează, locuiesc la bloc. Pentru că saliva care pornește, uitați că mi-e plouă grupul să vorbesc, în urma acestor preparate poate să inunde vecinii. Fără tsunami la bloc. Da, și e păcat. Deci încercați să fiți moderați, nu faceți așa ceva acasă. O să vedeți filmările cu ce a făcut șef Giorgio, din țelină, din frunze de ridichi, din niște... Din tot ceea ce voi vă gândiți că nu trebuie să le folosiți și le aruncați. Și este păcat. Și nenorocirea aia făcută la oc a fost o adunare generală, ceva ce eu n-aș fi pus acolo, exact coada de brocoli pe care noi o aruncăm, da, ridic, ceapă verde, ceapă din aia roșie și uscată, castraveți, susanul, ghindirul. Și da, cu bomboana pe colivă, niște cubulețe de pepene galben și când s-a făcut totul la oc, mai vreau o porție. Înghit în sec.
Da, mulțumesc încă o dată. Nu, nu, n-a fost bun. Da, noi asta facem, gătim, căutăm să arătăm și caut să arăt cursanților cum se gătește corect, gătim împreună, învățăm din prima lecție să ținem cuțitul corect în mână, să tăiem corect, să înțelegem că în momentul în care nu tai corect, am pierderi. Pentru că acele pierderi le veți regăsi în preparatul care rămâne în farfurie, pentru că nu a fost tăiat corect, nu a fost gătit corect. Unul s-a fiert mai mult, altul mai puțin. Bineînțeles, client nemulțumit sau persoană dragă. În ultimul timp, în cadrul academiei noastre, în cadrul școlii, avem, să spun sincer, 80% din cursanți sunt pasionați de toate vârstele, chiar și până la pensionare, care vin să învețe să gătească corect pentru nepoți, pentru ginere și așa mai departe. Da? Este o bucurie să vezi oameni pasionați care îți absorb toată energia și toate informațiile pe care le dai clipă de clipă și care sunt atenți. Se vede și eu văd diferența între cursantul care este pasionat și cursantul trimis de restaurant ca să învețe. Vreau să știți că la mai mult de 3 absențe nu mai ai dreptul să participi la cursul de bucătare. Foarte bine. Mi se pare corect pentru că nu ai cum să-ți însușești toate informațiile pe care noi lecție de lecție le dăm și care cât de cât între ele se leagă. Eu nu pot să fac din prima lecție toate informațiile care ulterior, încet, încet, în funcție de produs, că avem fructe de mare, că avem muș de vită, că avem pește, că gătim sturion, gătim păstră, gătim pui, rață, la fiecare, bineînțeles că adăugăm și derivate necesare gătirii acelui produs. Nu pot să le fac, de exemplu, o lecție, ci nu facem o lecție numai de piureuri. Mergem în continuare și la fiecare produs arătăm altceva. Astfel încât, în finalul cursului, cursantul primește o sumedenie de rețete, o sumedenie de idei pe care, în funcție de produsele pe care el le are la dispoziție, poate să facă rețete la nesfârșit. Cu atât mai mult vreau să vă spun că, în cadrul acestui curs, o lecție este dedicată art plating-ului. După cum știți, în 2015, în Thailanda, am fost numit bucătar de chef designer al anului de o revistă de specialitate. Încă și suntem în 2019, n-am postat și n-am pus niciun un tablou cu acest eveniment, cu toate că mi este rușine, ar trebui să fac, pentru că este un element de mândrie pentru mine. Designul în farfurie pe mine mă reprezintă cel mai mult. Art plating-ul și fine dining-ul pentru mine este un moment de relaxare pe care îl iubesc și pe care l-am studiat, tehnic vorbim, foarte mult. Tocmai de aceea, această lecție pe care eu o ofer cursanților prezenți la cursul de bucătar, chiar dacă este un curs bază de 20 de săptămâni, eu am integrat acest art plating, pe care dacă te duce să-l faci oriunde în lume, te-ar costa o căruță de bani. Vreau să spun cu mai foarte mici cuvinte că în cadrul acestui curs ai ocazia la finalul cursului, dacă ești prezent lecție de lecție, la finalul acestui curs să poți să-ți faci un meniu singur, să poți să-ți faci un art plating corect în farfurie, astfel încât te poți prezenta la orice competiție internațională, poți singur să îți construiești bazele unei bucătării, unui meniu atât de a la carte cât și pentru evenimente. Dar, repet, îți trebuie hotărâre, pasiune și dorința de a învăța. La noi, la Academy Cooking School, se poate și suntem pentru asta aici. Pentru că ceea ce facem, facem cu multă pasiune. Cât timp durează școala? Durează 20 de săptămâni.
După care, la final, vom avea examenul, avem examenul cu comisia din partea Ministerului ANC, Autoritatea Națională de Autorizare și Calificare. Cursanții au un test grilă pe care îl dau, un test scris, și o probă practică pe care, atenție, o gătesc în fața comisiei. Asta vreau să întreb. Deci nu se vine cu preparatul de acasă. În farfurie de acasă, îl punem pe masă și am plecat cu diploma, așa ceva nu există. Deci e totul pe drept. Exact. Și cinstit. Da. 20 de săptămâni de școală, deci e practică și teorie în același timp, da, totul practică, este interactiv? Avem practică și teorie. Practică se poate face în cursul săptămânii, timp de 6 ore, iar în fiecare sfârșit de săptămână, noi am stabilit cu această serie sâmbătă să facem cursuri, în fiecare sfârșit de săptămână, o dată pe săptămână, suntem prezenți aici și facem toate temele cursului, care, cum am spus, pot fi legume, sosuri, ouă, supe creme, adică pește, rață, fructe de mare, vită. Deci sunt foarte multe teme, trecem absolut prin toate aceste teme, astfel încât la final cursantul să fie pregătit, să poată cu mândrie să intre în orice restaurant și să spună, da, eu știu să gătesc. Deci învață bazele. Exact. Și pornind de la informația de bază, ajuți cursantul să-și dezvolte puțin viziunea, să spunem, dintr-un exact. Preparat, cum poate să facă mai multe, exact. Pentru că există mai multe exact. Variante și de gătire nu, și să servire. Să nu ai niciodată pierderi, să-ți calculezi ca produsele achiziționate să nu stagneze în frigider, să nu expire. Deci va trebui să știm și cursantul va ști cum să folosească fiecare gram de ingredient. Cum să obțină un plus valoare din fiecare ingredient. Așa cum ai văzut astăzi, Gina, ai rămas uimită, coaja de țelină, tulpina de broccoli, pe care, din păcate, foarte mulți le aruncă, cât de bune sunt și cât de grozave. Aveți multe de învățat la noi în cadrul școlii, noi chiar dăm totul și totul este cu cărțile pe față, nu există că nu vă arătăm. Un singur lucru nu arăt, sosul pasion pe care foarte mult și doresc, sosul meu de suflet. Dar, în rest, absolut toate rețetele vin la pachet și le învățăm la curs. Foarte multe trucuri, foarte multe elemente pe care voi nu le găsiți pe internet, nu le găsiți în foarte multe cărți de specialitate. Sincer vă spun, sunt multe elemente care nu le găsiți în materialele de informative. Corect. Care e deviza ta în bucătărie și a școlii? Deviza școlii este, în primul rând, să învățăm să gătim corect, astfel încât să nu avem niciodată stres în bucătărie, să nu fim stresați, să gătim cu zâmbetul pe buze, să gătim fericiți, pentru că fericirea se reflectă și energia interioară se reflectă în rețeta finală pe care o gătim. Suntem fericiți, rețeta este extraordinară la final. Suntem supărați, suntem nervoși, înjurăm să nu aveți pretenții de o farfurie minunată la final, pentru că rezultatul nu va fi pe măsură. Știi care e ingredientul meu secret? Care? Presărați cu puțină dragoste și cu un strop de empatie cu 2-3 zâmbete. Super. Corect. Suntem pe aceeași lungime de undă. Rămân la Timișoara. Mulțumesc. Te înfiem aici la Timișoara și te adoptăm și te primim cu drag în mijlocul nostru. Sper că nu va fi prima și ultima oară când vei veni la Timișoara. Totodată îmi doresc să te vedem alături de noi și la alte cursuri și la alte evenimente. Și de ce nu, să vedem cum putem să împărtășim această dragoste, pasiune pentru gătit tuturor. Deci și eu totodată sunt deschis la alte colaborări. Doamne ajută! Gătiți cu suflet, gătiți cu drag, o școală care este pe sufletul meu, pentru că de aici ies viitorii profesioniști. Să fii bucătar înseamnă să cunoști bazele bucătăriei, să știi teorie,
să știi practică, să știi să ții cuțitul în mână, să știi să folosești condimentele, să iubești condimentele și să le respecti, să știi să le pui în așa fel încât mâncarea aceea să fie gustoasă, să folosești ingrediente de foarte bună calitate, să le miroși, să-ți placă ție ceea ce faci și, nu în ultimul rând, să folosiți ingrediente românești, pentru că pe piața românească și la producătorii români există produse de cea mai bună calitate posibilă, produse cu gust, cu gust adevărat. Sigur că nu. Nu suntem, nu laud produsul românesc pentru că sunt româncă și pentru exces de patriotism, ci pentru că pur și simplu calitatea este extraordinară. Aveți aici și suportul de curs. Da, fiecare este... cursant, vreau să spun că fiecare cursant la începutul cursului primește câte un suport de curs, material didactic pe care îl învață acasă, primește o ținută complet echipată. Te rog frumos, Fabiana, să spui păleluța în cap și să te apropii de noi, să le arătăm invitațiilor noștri cum arată o ținută de bucătar, da? Al Academiei noastre, uitați aici pe Fabiana, drăguța noastră, da? Dar numai 16 ani, da? Uitați ce înseamnă să-ți dorești să înveți, nu există limită, da? Bineînțeles, mama soacră deja a plecat la ginere să gătească, o aduceam și pe aici să vedeți. Efectiv, diferența de vârste, da? Mulțumesc frumos pe să așteți. Deci, suport de curs, echipamentul pe care cursantul îl are asupra lui la toate temele. Avem la dispoziție pentru toți cursanții materialele necesare desfășurării cursului și aici vorbesc de ustensile, vorbesc de ustensile profesionale, materia primă și este o materie primă pe care o folosim premium, deci chiar, cum am spus și cum a spus și Gina, nu faceți rabat de la calitate. Vreți să învățați să gătiți corect, vreți să învățați să gătiți bine, folosiți materie primă de calitate. Pentru că numai așa puteți obține rezultate. Iar calitatea nu înseamnă întotdeauna scump. Exact. Da. Calitatea nu înseamnă întotdeauna scump. Ai văzut ce se poate face cu țelul. Ce se poate face cu o frunză de ridiche. Exact. Deci extraordinar. Extraordinar. Exact. Un pesto din frunze de ridiche mai bun decât cel pesto din cel mai scump busuioc. Exact. Grozav. Felicitări. Mulțumesc. Deci, în grădină, te rog frumos să începi să plantezi ridiche. Da? Doru, vreau ridiche. Da? Și facem o etichetă împreună, George și Gina. Vă invită la masă. Poftă. Bine, banii vin la mine, munca la George. Bine, eu sunt mulțumit și așa. Da. O fac cu dragoste. Extraordinar. Ne-am simțit fantastic de bine. Urmează acum să vedeți rețetele pe care le-am făcut. Să vedeți cât de bine m-am simțit eu aici, că eu știți că mă simt bine oriunde. Suportul de curs, eu plec cu ăsta acasă, să știți. Sunt bazele bucătăriei, exact ce spune Madame Bradea tot timpul. Grupe, subgrupe de preparate și semi-preparate, pornind de la sosuri, ciorbe, baze, piureuri, mâncăruri și așa mai departe. Vă garantez că este foarte bine documentat, aproape cicălitor, pur și simplu. Deci, foarte bine făcut. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc încă o dată și vă așteptăm cu drag la Academy Cooking School din Timișoara. Vă mulțumesc. Vă iubesc, dar asta știți.